Dragi prieteni, bun găsit la 5 minute de sport. Altfel, astăzi de ziua pușculiței pe 26 decembrie, de ziua cui mâne oprișene. Măi, eu așa am zis că am impresia că se traduce. Vorbim despre faimoasa Boxing Day, cea celebrată în Anglia, dar și în tot spațiul Commonwealth-ului și, bineînțeles, importată uneori și de alte țărișoare. Coboară negura timpului, ca să folosesc o expresie academică, această povestioară. Ideea este în felul următor. Unii spun că bă, din timpul evului mediu, alții spun că din perioada victoriană, cea mai importantă perioadă din istoria Angliei. Știți, regina Victoria este bunica tuturor marilor monarhii, case regale din Europa, cu excepția Danemarcei, mi se pare. În rest, toate pleacă de la regina Victoria. Ei bine, și în perioada aceasta, în timpul reginei Victoria, erau slujbașii, erau obligați să lucreze pe data de 25 decembrie de Crăciun, urmând a avea zi liberă pe 26, a doua zi, deși în tradiția catolicilor, în tradiția altor protestanți și așa mai departe, deci băieții ăștia de prin Anglia, atunci este Sfântul Ștefan. Dar se lua liber pe 26. Dacă ziua asta pica duminică, se lua liber a doua zi. Și atunci pe 26 decembrie, toți cei care lucraseră de Crăciun pe 25, vorbesc de angajați, primeau din partea patronilor o cutiuță în care se găseau niște bani. Era mulțumirea lor, era respectul lor pentru faptul că lucraseră bine tot anul și mai ales în ziua de Crăciun. Unii zic că tot atunci se mergeau, cei din Anglia mergeau la biserică și acolo se desfăcea cutia milei și se împărțeau banii la sărmani și așa mai departe. Ideea este că în conștiința poporului, deci nu are legătură cu ți-o dau la pifometru boxing, pentru că boxing vine de la cutie. În românește sau nu numai în românește, că și pe la ei, pe la englezi, se vorbește despre ziua pușculiței, Boxing Day-ul, este ziua în care cei care au lucrat cu 24 de ore în urmă de Crăciun primesc o recunoștință, o recompensă sub formă de nuci, turtă, dulce, mere, exact cam ca pe la noi, dar și bani. Așa, și care este legătura cu sportul? Ei bine, pentru că oamenii stăteau acasă și trebuiau să distreze, că nu se distraseră ei, ieri mergeau și ei la meciuri de fotbal sau la diferite competiții sportive. De aceea, în Scoția, cum am spus, în spațiul ăsta, în Țara Galilor, în Irlanda, în Marea Britanie, în perfidul Albion, se joacă meciurile de fotbal pe 26 decembrie, când toți românii stau, uite așa, ce mi-e de scuze, cu burta la soare, era să zic cu burta, după ce au servit diferite produse, ei merg să se joacă. Și sunt partide importante în istoria fotbalului. Este cea din 1916, când am vorbit noi, nu, 14, scuze, din timpul primului război mondial. Abia începuse primul război mondial, oamenii încă nu erau obișnuiți cu o astfel de mare conflagrație și s-au oprit pe 24, 25, 26 acolo și au jucat The Christmas Truce. Știți că am mai vorbit noi, s-au oprit, s-a făcut un armistițiu, au jucat fotbal, au cântat, o obrat frumos cum au cântat, și așa mai departe, după care au reluat luptele. Dar nu asta vreau să vă spun, am zis să găsim o istorioară mai interesant. Avem un avocat fotbalist, un avocat portar, pe care îl cheamă, el se intitulează Samuel Bartram. Ca să nu mai lungim, Sam Bartram. Ăsta a jucat toată viața dumnealui la Charlton Athletic. Ți-e și greu să-i spui numărul de meciuri, are 579 de partide, 579 de partide disputate ca goalkeeper, ca portar la cei de la Charlton Athletic. A început înainte de al doilea război mondial, 1934, cred, și a terminat cu mult după, 1956. Deci toată viața lui el a fost în poartă la Charlton Athletic. Și acum, care este legătura cu Boxing Day? Unii zic, bă, prin 37 că ar fi fost de Crăciun, unii zic că e de Boxing Day. Contează mai puțin, avem pe Stamford Bridge meci 25-26 decembrie 1937, meci Chelsea cu Charlton Athletic. Încerc, mi-e scuze, băiatul în poartă, să lasă ceața. Cum să lasă ceața, știți povestea mulți dintre dumneavoastră, să lasă ceața deasupra Londrei și povestește, eu nu am crezut-o, că nu ai cum să crezi așa ceva, și povestește domnul Sam în autobiografia dumnealui, el fiind un tip, atenție, extrem, extrem de respectat și un tip giorno la mansardă. Și cum stăteam eu, zice așa, în poartă, numai ce să coboară o ceață deasupra Londrei în acel decembrie. El și descrie. Ceața aceasta venea dinspre Vic Woodley. Ăsta era portarul de la Chelsea. A ajuns până la mijlocul terenului și a ajuns ceața și în fața ochilor mei. Eu, atenție, cu ghilimele, eu am simțit așa că s-a făcuse o liniște, zice, pe teren, nu mai vedeam nimic și de aceea eu să încerc așa ca să nu ies din spațiul ăsta, am mai făcut un pas doi până la linia careului de 6 metri.
Și am zis, mamă, ce sculă sunt ăștia ai mei, ce miez, că ăștia băieții nu prea mai mă atacă, cât resping ăștia. Eu mai auzeam așa niște zgomote, zic, mamă, cum resping ăștia băieții mei, mâncai iertat. După un anumit timp, nu s-au mai auzit aceste zgomote și m-a speriat de moarte, deci tot ghilimele suntem, tot domnul Sam, un polițist care a apărut în punctul de la 11 metri, cu chipiu pe cap regulamentar, și exact așa, nu pot să reproduc exact, că nu-i frumos, că sunt sfintele sărbători, a zis, bă, să nebunesc, tu ce faci aici, a zis portarului lui Sam. Păi zice, eu sunt portar, unchiule, lasă prostiile, din cauza ceții meciul s-a oprit un sfert de oră, ei au plecat toți la vestiare, nu mai este nimeni în stadion, tu ai rămas singurul tâmpit, îmi cer mii de scuze, tu ai rămas singurul băiat deștept de aici, de pe stadion, ai tăi toți au plecat acasă, ei mănâncă deja cu copiii, cu prietenii lor, cu soțiile și așa mai departe, nu mai este nimeni, tot stadionul, toți spectatorii au fost trimiși acasă, eu am venit să mai văd dacă n-a mai rămas vreun fazan, îmi cer mii, ăla să pregătea băi cu tare. Deci, din cauza acestei ceți, din cauza ceții, ăla a fluierat, băiatul Vacarm era cuprins, nu a auzit fluierul, toți ceilalți 21 de jucători, împreună cu arbitru și cu toți aia, au plecat de pe teren, ei au eliberat, ați gata, mă, ce-ți fac casă, nu se mai vede nimic, au tot stadionul, iar bătrânul Sam, pentru că becurile nu se stinseseră că trebuiau ea să elibereze, el văzând lumină și fumul ăla așa, el a rămas în poartă să-și facă datoria. O să găsiți, dacă căutați și cartea lui și autobiografia lui, este un capitol întreg dedicat lucrurile acestea, deci cu ocazia Boxing Day sau înainte, acolo în perioada Boxing Day, undeva în 1937, Sam Bertram, portarul celor de la Chatham Athletic, a rămas un sfert de oră după ce s-a terminat meciul pe teren, pentru că era ceață. Bă, dar și-a făcut datoria. Dragi prieteni, să aveți în continuare sărbători fericite, un an nou cât mai bun și să ne vedem cu bine în 2021. Rugămintea mea mare este să vă uitați pe geam când ieșiți afară. Toate cele bune, la mulți ani, numai bine!